No, hay que por aquí. Ну, а показывай сколько. Помоем тут и сынка. Хорошо, стой, стой, стой. Ну, ма, ну, ма. Зиги. Стой, 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 стой. Flăcări nu, dar tot sunt restaurantul ăsta. Numai fum, încearcă să-l strigă, să nu se extindă. Da, cât de mare a fost incendiu când l-ați văzut? Tot ce mare, da? Ia uite, acolo. Aici, aici, aici! Aici, nu! Pune-i acolo! Da, da, da! Să merge la lucrarea asta! Să dăm numai una! Auzi! Lăsați-mă un pic de fier. Nu. Dăm una. S-a plec la mână. A căzut? A căzut și păcate s-a plec la mână. A căzut starea cu el, cu cifre și tot? Ia și cu toate cifre. Dar dumneavoastră ați reușit să scoateți până la urmă buteliile astea, tot de acolo? Nu le-am scos eu personal, dar oamenii din sat. Toate erau în clădire? Nu, nu sunt clădire, afară, este un stand afară. Este afară, un stand afară. Nu, nu, nu era unul. Mă le-am îndepărtat ca să nu fie pericol. Apă, ce am mersi și eu. Pa, pa. La ce ați intervenit? Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit pentru stingerea și localizarea și stingerea unui incendiu produs la o hală
produse pentru construcții, materiale pentru construcții. Incendiul s-a propagat de la parter către etaj. Această construcție are un etaj parțial. Incendiul a fost localizat. Este spre finalizare. Urmează să stabilim, să cercetăm și să stabilim cauza probabilă de producere a incendiului. Colegul dumneavoastră, nu știți ce s-a întâmplat cu el? Colegul meu este rănit superficial la o mână datorită atingerii de o cioc de sticlă. O cauză probabilă? Cauza probabilă urmează să o stabilim în urma cercetării care se va executa la fața locului. Cauza probabilă de incendiu va fi stabilită în ulterior. Nu le trebuie presiune mai mare. Ia aici, ia. Ăla e fumă. Ăla trebuie să intre pe de... Deci trei s-au împrut. Ce valea, mai aproape. Trei mașini s-au împrut acum. Nu știu, ce mai trebuie. Nu cu stele, nu mai e. Să sperăm, nu mai e. Rom, ia de din partea asta, da. Nu da acolo, da să nu. Nu, da nu, nu, că nu vin de acolo, mă. Aici, mai tot, nu am iată acolo. Am fost solicitat să intervenim la un pacient care prezenta multiple plăci la nivelul palmelor. I-am acordat primul ajutor și l-am predat colegilor de la ambulanța Sălaj în vederea transportului pentru consult de specialitate.